David spunea într-o împrejurare, binecuvântat să fie Domnul, stânca mea, care îmi deprinde mâinile la luptă, degetele la bătălie. Facă Domnul ca și noi să ne putem deprinde intelectul nostru la bătălie împotriva tuturor învățăturilor stricate care inundă de foarte multe ori casele noastre, mintea copiilor noștri, mintea noastră și întotdeauna facă Domnul să avem biruință asupra acestor lucruri pentru ca să ne putem păstra o minte curată și sănătoasă. Amin. În Psalmul 146, cuvântul Domnului începe cu expresia: lăudați pe Domnul, laude suflete pe Domnul. Cum poți să lauzi pe Domnul? Trecând peste ceea ce noi numim emoție, și atunci când Domnul ne cheamă să spunem ceva despre El, să putem să avem aceeași îndrăzneală pe care au avut-o și apostolii când vorbeau în numele Domnului Iisus Hristos și despre El, și preoții cei mai de seamă, cărturarii, fariseii, bătrânii, îi urau, îi certau, îi mustrau, ba chiar în temniță îi trimiteau și le aplicau și o corecție foarte aspră. Dade reușea cumva să le fi închis gura, să nu vorbească nimic despre Mântuitorul lumii întregi. Mai departe scrie cuvântul Domnului: nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor. Și este un mare adevăr, pentru că oamenii nefiind stăpâni pe suflarea lor de viață, chiar dacă ți-ar promite că mâine se rezolvă o problemă, s-ar putea întâmpla mâine să nu mai ai cu cine sta de vorbă. Și atunci ți-ai pus nădejdea în deșertăciune. Și Domnul ne sfătuiește să nu facem asta, pentru că uitați ce scrie în continuare: suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zi promisiunile sau planurile care și le fac se duc și ele. Noi trebuie să ne încredem în Iisus Hristos, căci El a fost, este și va fi veșnic. Psalmul 147 la fel începe și spune: lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să-L lăudăm. Lăudați să fie Domnul. Amin. Sunt motive? Nu le putem număra câte sunt slăviți să fie Domnul. Amin. În Psalmul 148 din nou, cuvântul Domnului începe și spune: lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte, lăudați-L tot îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui. Și până în versetul 7 suntem îndemnați să lăudăm pe Domnul din mai multe puncte de vedere și în afară de noi. Ascultați ce mai spune: lăudați-L cerurile cerurilor și voi ape care sunteți mai presus de ceruri. Să laude numele Domnului, căci El a poruncit și ele au fost făcute. Le-a întărit pe veci de veci. Le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați-L soare și lună. Lăudați-L toate stelele luminoase. Știți câte stele sunt? Nimeni nu le-a putut număra vreodată. Sunt mii și miliarde de stele. Sunt fără număr. Și deasupra tuturor, în lumină neapropiată, locuiește Domnul și se uită pe fața pământului să vadă dacă este cineva înțelept ca să-L caute, că după ce sfârșește alergarea, să-L strămute în împărăția Lui și să rămână veșnic în prezența Domnului, unde e pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Psalmul 149 din nou începe și spune: lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă. Cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui. Este foarte important atunci când venim în casa Domnului, măcar atunci,
Să lăudăm cu toții pe Domnul și unul măcar să nu fie din cei ce nu l-ar lăuda pe Domnul. În continuare, cuvântul Domnului spune așa: să laude numele Lui cu jocuri, să laude cu toba și cu harpa. Sunt convins că dacă aici oamenii ar începe să joace, să cânte din tobe și din harpe, mulți ar fi din acei care s-ar simți ofensați. Cum să jucăm? Cum să batem tobe în biserică? Aici așa scrie. Căci Domnul are plăcere de poporul Său și slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i. Să salte de bucurie credincioșii Lui îmbrăcați în slavă, să scoate strigăte de bucurie în așternutul lor. Dacă nu suntem îmbrăcați în slavă, să nu îndrăznim să facem gesturile astea înaintea Domnului, că nu o să-i placă. Iar în ultimul psalm, cuvântul Domnului spune din nou: lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul în locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită, lăudați-L cu sunet de trâmbiță, lăudați-L cu lăuta și harpa, lăudați-L cu timpane și jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente, cu 10 corzi și cu cavalul. Lăudați-L cu chimvale sunătoare, lăudați-L cu chimvale zângănitoare. Și acum mare atenție! Tot ce are suflare să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul. Există vreun motiv care să ne oprească sau să ne interzică lauda la adresa Domnului? Din punct de vedere biblic, nu. Toate cuvintele pe care le-am citit și versetele de care m-am folosit ne îndeamnă și ne împinge să-L lăudăm pe Domnul. Și trebuie să ne învățăm cu lauda, pentru că în cer nu vom mai predica. În cer vom lăuda necontenit pe Domnul, slăvit să fie numele. Amen. Acolo nu va mai fi nevoie de oameni care să ne învețe cuvântul Domnului, căci acolo vom cunoaște totul și vom ști exact ce avem de făcut fiecare. Căci ăsta este Domnul și rânduiește lucrurile în așa fel, încât acolo să nu mai fie timp pentru așa ceva, doar pentru laudă, pentru slavă, pentru închinare, pentru mulțumire și pentru tot ceea ce se poate numi a binecuvântat pe Cel ce ne-a creat. Slăvit să fie Domnul! Aș dori rugăciunea asta pe care o înălțăm înaintea Domnului să fie o rugăciune de laudă și de mulțumire la adresa Lui Dumnezeu. Și pentru că timp este suficient, aș vrea doar câteva motive să citesc tot din cuvântul Domnului. M-am mai folosit de cuvintele acestea și cred că merită să le aduc înainte aminte din nou, pentru că repetarea cuvântului nu face altceva decât ni-l imprimă mai adânc în memorie și în inimă. Și în același timp ne va da și puterea să-L înfăptuim. Și ascultați câteva din motivele pentru care merită Domnul slăvit, lăudat și binecuvântat. Înainte am spus toate versetele care le-am citit din Psalmul 146 începând: lăudați pe Domnul. Acum cuvântul începe și spune: binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Dacă așa stau lucrurile și tot ce este în mine să-L binecuvinteze pe Domnul, înseamnă că ființa mea în întregime trebuie să fie supusă și ascultătoare cuvântului Lui Dumnezeu, pentru ca toată activitatea mea să fie îndreptată doar în cinstea Lui Dumnezeu, binecuvântându-L și slăvindu-L în veci de veci. În versetul 2 din Psalmul 103, cuvântul spune: binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Una din cele mai mari binefaceri ale Lui Dumnezeu, ele sunt mai multe, este aceea că atât de mult a iubit El lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca eu și tu, crezând în jertfa Domnului Iisus Hristos, să nu pieri, ci să ai viață veșnică trăită în prezența Lui Dumnezeu. Altfel vei pieri, dar nu în felul în care vei dispare. Numai că vei pieri,
dinaintea Domnului și îți vei petrece veșnicia în locul care a fost pregătit lui Satan și îngerilor lui. Și cuvântul Domnului ne vorbește în sensul acesta, cum să ne pregătim ca să ne întâlnim cu Domnul, să avem parte cu El și în veșnicie, slăvit să fie Domnul. Haideți acum să vedem motive din care, așa cum am spus, merită să lăudăm pe Domnul. Unul și cel mai important din lucrurile pe care le face Domnul, e scris în versetul 3. Și cu ăsta și începe. El îți iață toate fără de legile tale, îți vindecă toate bolile tale. Dacă un singur păcat, Domnul, nu ți-ar fi iertat, când ar fi fost trebuit să intri în împărăția Lui și te-ar fi găsit cu păcatul ăla pe tine, din pricina Lui n-ai putea să intri acolo, pentru că nimic întinat și spurcat nu intră în împărăția Lui Dumnezeu. Și El iartă toate, fără de legile, ca să ne putem prezenta sfinți și neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Său Cel Sfânt, înaintea Lui Dumnezeu, să fim primiți acolo. Ascultați ce mai face Domnul, cu mine a făcut de câteva ori lucrul ăsta. El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare. Ce înseamnă să ai viața în groapă? Ce punem în gropi? În gropi se pun morții. Dacă ai murit, nu mai ai ce căuta la suprafață. Aduceți-vă aminte de Lazar. La un îngropat și-a venit Iisus la mormântul lui și a spus: dați piatra la o parte, pentru că el avea ceva de lucru acolo. Și-au început motivațiile și-au spus: îi mort de 4 zile, miroase greu, cum să dăm piatra la o parte? Niciodată Domnul Iisus Hristos nu te întreabă cât de greu miros păcatele tale. El întotdeauna spune: dă-mi inima mie și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Și am eu grijă de mirosul păcatelor tale să dispară. Dar fă lucrul acesta, dă-mi inima, atât îți cer. Nu-ți cer aurul, nu-ți cer banii, nu-ți cer posibilitățile materiale pe care le ai. Îți cer doar inima, atât. E inima în care cuvântul Domnului spune că din ea, ies și izvoarele vieții, dar tot din ea iasă și moartea. Și facă Domnul ca din inimile noastre întotdeauna să iese viață pentru cei din jurul nostru. Deci una din marile binecuvântări: mi-a izbăvit viața din groapă și în loc să trebuiască să fii fost mort. Că acolo e locul celor care ajung în groapă, este ultima lor intrare în groapă. Și acolo rămân. Trupul acolo rămâne. Mai departe, te încununează cu bunătate, că din pricina bunătății Lui sunt eu astăzi aici și nu sunt putred. În 2005 s-a întâmplat lucrul acesta și trebuia să fiu mort. Și Domnul m-a îngăduit. În 2006 mi s-a întins o altă cursă. Și atunci nici măcar o zgârietură n-am avut. Unii probabil când au văzut, au zis: sigur moare. Nici măcar n-am avut o zgârietură, slăbit să fie Domnul. Ascultați ce mai face Domnul. Îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Acum, să nu înțelegem greșit, întinerirea vulturului nu-i carnea și oasele, ci schimbarea penajului. El își schimbă penele și când își schimbă penele, are aceeași valoare ca și un vultur tânăr. Poate să zboare rapid, poate să planeze mult și în felul acesta ne întinerește Domnul pe noi din punct de vedere al sufletului, hrănindu-ne și înnoindu-ne din nou cu fiecare ocazie când învățăm ceva din cuvântul Domnului.